Dragii mei, dacă vrem să facem voia Domnului, trebuie să cunoaștem voia Lui și o cunoaștem în mod principal din Scriptură, de aceea deschidem Scriptura la Ieremia, capitolul 36, pagina din Biblie 776, începând cu versetul 14. Atunci toate căpetenii le-au trimis la Baruc pe Yehudi, fiului Netania, fiului Shelemia, fiului Cuș, să-i spună: ia în mână cartea din care ai citit în auzul poporului și vino. Baruc, fiul lui Neria, a luat cartea în mână și s-a dus la ei. Ei i-au zis: șez și citește în auzul nostru. Astfel Baruc a citit-o în auzul lor. Când au auzit ei toate cuvintele, s-au uitat cu groază unii la alții și au zis lui Baruc: vom spune împăratului toate cuvintele acestea. Și au mai spus lui Baruc următoarea întrebare: spune-ne cum ai scris toate cuvintele acestea după spusele lui. Baruc le-a răspuns: el îmi spunea cu gura lui toate cuvintele acestea, adică Ieremia, și eu le-am scris în cartea aceasta cu cerneală. Căpetenii le-au zis lui Baruc: du-te de te ascunde, tu și Ieremia, ca să nu știe nimeni unde sunteți. Ei s-au dus apoi la împăratul în curte, lăsând cartea în odaia de scris al logofătului Elișama, și au spus toate cuvintele din ea în auzul împăratului. Împăratul a trimis pe Yehudi să ia carte. Yehudi a luat-o din odaia logofătului Elișama și a citit-o în auzul împăratului și în auzul căpetenilor care stăteau împrejurul împăratului. Împăratul ședea în casa de iarnă, căci era în luna nouă și înaintea lui era un foc de cărbune aprins. După ce Yehudi a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în îngeraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. Împăratul și toți slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfâșiat hainele. Elnatan, Delaia și Gemaria stăruiseră de împărat să nu ardă cartea, dar el nu i-a ascultat, ci împăratul a poruncit lui Rahmehel, fiul împăratului, lui Șeraia, fiul lui Azriel și lui Shelemia, fiul lui Abdel, să pună mâna pe logofetul Baruc și pe prorocul Ieremia. Dar Domnul i-a ascuns. Amin. Vă invit cu respect să ocupăm locurile, să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici, iubiții mei, și va fi și mai departe, spunem ca numele Domnului să fie slăvit și lăudat. Amin. Salut întreaga biserică, întreaga frățietate, prietenii, vecinii dumneavoastră, copiii, și vă salut în mod special pentru că în seara asta mi-am dat seama care sunt creștinii de vreme bună și care sunt creștinii de vreme rea. Ăia de vreme bună sigur nu sunt aici. Că afară nu-i vreme bună. Dragii mei, e plină România de creștini care se uită pe geam să vadă oare ninge? Că dacă ninge, am motiv să nu mă duc la biserică. E plină România de creștini care se uită pe fereastră și spun oare plouă tare în țara asta. Iubiții mei, salut creștinii de vreme rea în această seară și mă rog ca Dumnezeu să vă răspătească efortul depus. Am observat ceva, în marele orașe ale României, drumurile spre mall-uri sunt curățate, alea spre biserică nu. Și asta e un ceva interesant și un lucru interesant la care trebuie să medităm. Dar vreau să vă spun că atunci când îl iubești pe Iisus, eu când vorbeam cu soția mea, anul 2009-2010, ne-am căsătorit în 2010, eu nu mă uitam pe fereastră, ai ce bine că plouă, că nu ne întâlnim astăzi. Dar și dacă trăznea, te întâlneai. Luai 3 umbrele, 4 dacă era nevoie, nu conta. Mergeai acolo, nu? Din ce cauză? Ardea ceva în inimă. Știți? Pentru aia spune Domnul unei biserici: ce am împotriva ta este că ai părăsit dragostea din tăi. Iubiții mei, în seara aceasta o să vorbesc despre vremea rea, să știți. Despre iarnă o să vorbesc în seara asta. Spunându-vă că, și nu e o noutate ce vă spun, copiii iubesc iarna, șoferii nu. Copiii iubesc iarna, șoferii nu. La copii le place și iarna e anotimul preferat al copiilor pentru că ai sanie, om de zăpadă, bătaie cu bulgări, patinaj, schi. Vreau să vă spun că mai este cineva la care îi place iarna și ăsta e diavolul. Iarna spirituală, și despre asta vreau să vorbesc în această seară. Despre ce aduce iarna în viața noastră. Ce aduce iarna în viața noastră. Pentru că, dragii mei, ne plac ghiocei nouă, ne place să vedem că nu mai e zăpadă pe jos, ne place siguranța, nu ne place să cădem pe gheață,
La 40 de ani nu-ți mai arde de căzut pe gheață. Ești atent la fiecare pas. Dar vreau să vă spun astăzi că este cineva care vrea să aducă iarnă în sufletele noastre și în sufletele voastre. Și spunea Dumnezeu dacă ai fi rece sau un clocot, dar pentru că ești căldicel. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi nu să fim căldicei nici reci, ci să ardem pentru El. Amin. Știți, pe oamenii care ard pentru o cauză, în anul trecut s-o ținut la București Euro 2021. N-am participat, dar am auzit că au venit oameni și din Franța și din Italia. Și de ce au venit? Că ardeau pentru lucrul ăsta. Spune-mi cauza pentru care ars și o să-mi dau seama că ești prezent acolo, nu? În această seară vreau să vă spun că nimic nu e mai dureros decât în relația ta cu Dumnezeu sau cu familia sau cu cei din jur să fie iarnă. Și vreau să vorbesc despre trei elemente ale iernii. Frig, gheață și fumul care iese pe horn. Orice iarnă aduce cu ea aceste trei lucruri. În primul rând vreau să mă opresc la frig, dragii mei, și poate să fie frig între noi și Dumnezeu. Poate să fie frig în relația dintre om și Dumnezeu. Și o să spui, dar cum explici chestia asta? Cum adică să fie frig între mine și Dumnezeu? Adică spui că sunt la distanță? Iubiții mei, vreau să vă spun că atunci când apare frigul între om și Dumnezeu, că omul e ortodox, catolic, pentecostal, puțin contează lucrul ăsta, că Dumnezeu l-a judecat, nu ne va împărți după culte, să știți. Ceea ce vreau să vă spun este că atunci când apare frig între om și Dumnezeu, în primul rând apare frig între om și cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai important lucru, iubiții mei, într-o căsătorie e comunicarea, nu banul, nu încălzirea în pardoseală, nu draperiile, ci comunicarea. În momentul când nu comunici cu cineva, automat persoanei acelea, îi se pare că ai ceva cu ea. Vreau să vă spun că prin rugăciune noi comunicăm cu Dumnezeu. Prin cuvânt, Dumnezeu comunică cu noi. Atunci când diavolul vrea să bage frig între cineva și Dumnezeu, ascultați-mă, nu o să-i spună să nu mai vină la biserică. Eu știu oameni care merg la biserică de 15 ani și încă nu s-au pocăit, dar vin la biserică în fiecare duminică. Țin fiecare sărbătoare din calendar, dau banul și nu-s pocăiți. Pentru că diavolul nu are probleme cu mersul la biserică. Eu pot să mă duc la Kaufland și să nu cumpăr nimic. Eu pot să mă duc în piața de mașini și să nu iau nicio mașină. Faptul că mergi la biserică nu te face sfânt. Nu? Diavolul nu are treabă că tu cânți, că tu dai bani la săraci, la orfani, că împarți clementine până în spitalele din Baia Mare sau în Țeata Mare. Diavolul are o singură problemă, să nu schimbi viața. Să nu schimbi trăirea. Iubiții mei, pasajul pe care l-am citit ne arată un profet care a primit de la Dumnezeu un mesaj și avea lângă el un om care scria tare bine, pe nume Baruc. Și a zis, Baruc, am un mesaj de la Dumnezeu pentru națiune, pentru împărat, pentru oamenii care pot să audă această prorocie. Ia și scrie. Și Baruc a scris. Și la un moment dat cineva se apropie de Baruc și spune, ce scrii tu acolo, omule bun? Și Baruc scrie, scriu ceea ce mi-a spus Ieremia. Și Ieremia o primit de la Dumnezeu. Și spune Biblia că în momentul când a citit mesajul lui Dumnezeu, oamenii aceștia s-au uitat cu groază unii la alții. Pentru că ăsta e primul sentiment care trebuie să vină peste un om când deschide Biblia și vede cum e el și cum e Cartea Sfântă. Dragii mei, fac o paranteză spunându-vă că mulți oameni care vin la biserică vin cu binoclu. Pun binoclu și spune la aia, nu este batic cu bine, rochia la ăla, cămașa la ăla. Tot timpul se uită la altul. Mă zice, fii atent că familia aia cu 5 copii, parcă nu vin numai 4, oare cincelea unde e? Tot timpul are treabă cu altcineva. Dumnezeu ne cheamă să nu mai venim cu binoclu la biserică, ci să venim cu oglinda. Și ascultați-mă, asta e oglinda. Dar am văzut un fenomen tare interesant. Sunt oameni la care oglinda le spune că, virgulă, cămașa e murdară. Știți ce fac? În loc să schimbe cămașa, schimbă oglinda. Bă, zice, nu mai citesc cuvântul. Nu mă mai duc la pocăiță ăștia la biserică, mă. Tot de păcat ne spun că nu-i bun furtul, că minciuna lui e bună, că imoralitatea nu-i bună. Iubiții mei, vreau să vă spun că dacă am cămașa murdară, pot să schimb 40-50 de oglinzi. Nu mi se curăță cămașa. Soluția nu e să schimb oglinda, să schimb cămașa. Și spun, Doamne, mai împarte haine albe în seara aceasta. Oamenii aceștia când au văzut ce scria în cuvântul acela, în cartea lui Ieremia și câteva capitole din cartea pe care i-au citit, s-a aici.
S-au îngrozit și au spus, ăsta e Dumnezeu? Ne dăm seama că suntem cu totul diferiți față de ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Și au spus, auziți, hai să mergem cu cartea asta la împărat. Dacă primim votul de la el, putem face o reformă în țară. Dacă împăratul citește cartea asta și spune, oameni buni, trebuie să ne pocăim toți, atunci vom avea succes, vom avea o trezire în țară, în România, în Israel. Au ajuns la împărat cu cartea aceasta. Și Biblia spune că împăratul, pentru că era iarnă, era frig, o dat drumul la șemineu. Aveți mulți acasă, soabă, teracotă, șemineu? Și stătea înăuntru. Și ascultați-mă ce spune Biblia. Pune-te rog Ieremia, capitolul 36, cu 23. După ce Yehudi a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. Știți ce mi se pare interesant? Că omul ăsta avea 23-24 de grade în casă. O băgat pe foc o parte din Biblie ca să fie focul mai puternic. Și habar nu a avut că în inimă erau 0 grade și mai rău de 0. Era frică. Vreau să te întreb în această seară, nu dacă ești ortodox, catolic, baptist sau pentecostal. Vreau să te întreb cum stai cu cartea asta. Băiatul meu, Ian Insiu, care am fost la voi anul trecut astăzi, nu a putut să vină pentru că s-a înscris la orchestra la biserică și au repetiții vineri. A zis, tati, știu să citesc deja. Nu-mi cumpere o Biblie? I-am cumpărat o Biblie. După ce a desfăcut-o de la pachetul de la fan curier, a zis, tati, vreau să-mi scrii ceva pe Biblia asta. Și am scris cuvintele lui Moody care spun așa, cartea aceasta te va îndepărta de păcat sau păcatul te va îndepărta de cartea asta. Iubiții mei, ascultați-mă, indiferent ce funcție aveți, indiferent câți bani aveți, indiferent ce proprietăți aveți, nu o să ajungi în cer dacă nu citești și nu faci ce spun cuvintele acestei cărți. Să nu-mi spui mie că e căldură între tine și Dumnezeu, că e o relație puternică, că îl iubești pe Dumnezeu, pentru că Biblia spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Eu n-am cum să păzesc poruncile, legile de circulație din România, dacă nu le citesc. Și pentru aia, înainte să mi se dea un permis în mână, sunt evaluat. Nu dacă am citit, ci dacă am memorat și dacă am învățat legile circulației. Orice polițist din România care te oprește, dacă tu îi spui, domnul polițist, eu n-am știut că a trece pe roșu, e o infracțiune. Ce o să zică polițistul? Îmi cer iertare, zice. Vă dau timp să mai citiți, așa-i? Nu. Ce scuză o să avem în ziua judecății când am citit cartea asta? Am întâlnit în Statele Unite un frate a cărui mamă are peste 70 de ani. Și l-am întrebat, mă, dar ce face mama ta acasă? E la pensie, e în America, nu-i ca și noi, cu grădină, cu muncă, cu dătate pe lângă casă, cu animale. E în America, ce face toată ziua? Nu se plictisește. Și-a zis Cristi, mama mea până acum a citit cartea asta de 138 de ori. Ca și păstor am plecat capul jos, mi-a fost rușine de mine. Vreau să vă spun, iubiți tine care sunteți aici, că nu-i suficient să cântați la orchestră. Vreau să vă spun, dumneavoastră, doamnelor și domnilor, frați și surori, ascultați-mă bine. Niciodată în istoria lumii n-au fost atâtea alte variante prin care diavolul vine să-ți fure cel mai prețios timpul, numai să nu citești cartea asta. Știi cât de mult îl iubești pe Dumnezeu? Cât de mult iubești cuvântul lui? Știi cât de mult ții la Dumnezeu? Cât de mult păzești ceea ce Dumnezeu spune? Te îndemn în această seară când vei pleca de aici, dacă n-ai acasă o Biblie, cere fratele Ruben să-ți dea o Biblie. M-a sunat cineva într-o zi, fratele Cristi zice, v-am ascultat pe internet, vreau și o Biblie. Îmi zic, îmi pare rău, n-am acasă tipografie, că mă sună mulți în fiecare săptămână să le dau o Biblie. Dar uite, îți dau un site, 35 de lei cartea asta. 35, ați înnebunit, pocăiți-t, bani vă trebuie. Dau un arboro cât e. Și le iei în fiecare zi câte 2 pachete, sau cum spunea unul recent care a fost eliberat, 5 pachete băgam pe zi. Iubiții mei, ascultați-mă, asta e cartea care ține familia împreună în 2022. Asta e cartea care poate aduce în loc de fum de țigară, miros de cer în casa ta. Asta e cartea de care au nevoie copiii tăi, în loc de tabletă și telefon pe care poate sta ore întregi pe zi. Nu există succes fără cartea asta. Și vă mai spun ceva. Cel mai mare succes, cel mai mare eșec, e succesul fără Dumnezeu.
Cel mai mare eșec e succesul fără Dumnezeu. În primul rând, asta vrea diavolul, să aducă frig între mine și Dumnezeu. Doi, diavolul vrea să aducă frig între mine și știți mai cine? Semenii noștri. Semenii noștri. Matei 24 cu 12. Să aducă o dragoste rece, o dragoste tip arctic. Frigider. Matei 24 cu 12. Din pricina înmulțirii păcatului, dragostea celor mai mulți se va... Știți cum e dragostea de frigider? Vorbește mult, face nimic. Te îmbrățișează și îți bagă cuțitul pe la spate apoi. Te întreabă ca și Ioab pe amasă. E sănătos, frate? Că dacă e sănătos, te fac eu bolnav. Asta e. Dragoste rece, dragoste tip frigider. Iubiții mei, știți ce mai vrea să aducă diavolul între mine și semeni? O inimă rece. Geneza 45 cu 26. Geneza 45 cu 26. Vin băieții lui Iacov la el și spun așa, Iosif trăiește și chiar el cărmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov, omul ăsta era milionar în euro, dacă ar fi să vorbim în termenii noștri. Avea turme, avea ce vreți voi. Avea pământuri, că n-are toată Baia Mare, pământul cât avea ei. Vreau să vă pun o întrebare. Cu ce vă ajută să aveți toată România asta, dacă inima vi rece? Mai bine de 20 de ani, omul ăsta a crezut o minciună, pentru că frații lui Iosif, cu ani de zile înainte, au venit cu o haină pătată în sânge și au zis, tati, acum noi nu știm, dar nu cumva seamănă cu haina aia a lui pruncul tău preferat. Nu-i cumva lui, zice. Și spune că Iacov a plâns, l-a jălit pe Iosif multe zile, a crezut că e mort, nu știa că Iosif a ajuns în Egipt. Și ăștia nu le-au păsat că tata plânge. O, câți părinți am văzut care plâng. O, câte mame care plâng. Asta de vorbă cu o mamă, 7 copii, 4 și ne uităm, o plâns la telefon în continuu. Pentru că soțul nu mai iubește. Suntem la mijlocul lui ianuarie și deja am vorbit anul ăsta cu 10 familii care au divorțat. Niciuna nu mi-a zis, auzi, frate Cristi, am divorțat pentru că soțul meu se roagă prea mult. Am divorțat pentru că toată ziua trebuie numai biserică și ajutor la orfași, la văduve, nu. Nu. Iubiții mei, nu există familie care poate rămâne împreună dacă cei doi nu-L iubesc pe Dumnezeu, pentru că familia e ca un triunghi, soțul, soția și Dumnezeu. Uitați-vă. Pe cum cei doi se apropie de Dumnezeu, așa se apropie unul de altul. Dacă el nu-L iubește pe Dumnezeu, pe tine te va călca în picioare și invers e valabil. Vreau să spun în seara asta că Dumnezeu vrea să încălzească inima ta. Am întâlnit părinți cu inima rece. Copilul e plecat în Franța de ani de zile, în Anglia sau în Spania. Nu mai dă un telefon. Se uită la telefon mama și nu vede niciun apel pierdut. Sună și nu răspunde nimeni. Îmi spunea un tată, frate Cristi, fata mea la 19 ani, m-a lăsat foaie A4 pe două pagini, pe pat și a plecat. Am venit acasă să mă uit să văd ce scrie în foaia aia. Și m-am speriat. O fugit de acasă. I-am oferit tot ce-o vrut în viața asta. Și-o plecat și m-o lăsat singur. Inimă rece. Dă-i la ăla 2 milioane de euro, să vezi dacă îi încălzește inima. Iubiții mei, ascultați-mă ce am înțeles în viața mea. Nicio valoare sentimentală, familială sau spirituală nu poate fi împlinită material. Valorile materiale doar ajută la nevoile materiale care le avem. Eu nu pot să iau la soția mea să-i umplu coșul din Lidl și să spun, auzi, dragă, chiar dacă ne-am certat, ți-am cumpărat un coș de cumpărături. Nu. Alea au treabă cu nevoile noastre ale vieții. Iar nevoile spirituale nu pot fi împlinite decât de cuvântul lui Dumnezeu. Atât. Decât de prezența lui Dumnezeu. Hai să mergem mai departe. O dragoste rece, o inimă rece, un trup rece. Dar cum? Chiar și trupul poate să fie rece? Matei 8 cu 14. Matei 8 cu 14. S-a îmbolnăvit soacra lui Petru. Iisus a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. Auziți? O venit iarna. Deși în Israel ar trebui să fie o vreme mai caldă, nu? Da, dar trupul ei zgribulea de frig. Uitați-vă, dacă trupul vostru are nevoie de atingerea lui Dumnezeu, dacă sufletul tău poate astăzi, poate cu trupul ești bine, dar s-ar putea cu sufletul tău să nu fii bine. Pune-te următorul verset.
S-a atins de mâna ei și au lăsat-o. Ce frumos! Când te atingi de Iisus, auzi, tu n-ai nevoie să te atingi de un iPhone 13 seara asta. Tu n-ai nevoie să te atingi de nu știu ce minge semnată de Ronaldo, auzi. Am mai auzit și de naștere. Okay? Tu ai nevoie să te atingi de Iisus. Când s-o atins de Iisus, o lăsat-o frigurile. O lăsat-o frigurile. Apoi s-a sculat și a început să le slujească. Iubiții mei, în familia noastră poate să fie frig. În familia noastră poate să fie frig. Genesa 37:4. Frații lui Iosif au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Auziți cum arată frigul în familie. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Așa e că înainte de căsătorie foloseam cuvinte foarte frumoase. Puiul meu, draga mea. Și după aceea, unde ori dispărut cuvintele astea? Îmi spunea o fată plângând, frate Cristi, am crezut că exact cum se comportă ăla ei. După ce m-am căsătorit, mi-a spus așa, bine ai venit în iad. Peste 10 ani am mâncat bătaie și au trebuit să fugă până la urmă cu 9 copii sau cu copii de la omul ăla. Pentru că acolo unde nu-i Dumnezeu, ascultați-mă bine, știi ce este? Iad. Dragii mei, eu nu pot să înlătur întunericul dintr-o cameră cu întuneric. Eu am nevoie de lumină ca să înlătur întunericul. Eu nu pot să înlătur frigul, venind cu un frig mai mare. Acum ați înțeles de ce e cineva care urlă la voi, nu o să-l puteți stâmpăra dacă urlați mai tare. Acum ați înțeles de ce cineva care vă urăște, nu o să puteți să-l rezolvați dacă îl urâți mai tare, mai cu foc. Tu ai nevoie să întorci bine celor ce te urăsc. Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, n-avem altă soluție în seara asta, ascultați-mă bine. O să zic cineva, eu îi cumpăr mobilă la nevastă mea să o liniștească un pic. N-ai cum să rezolvi cu mobilă ceea ce Dumnezeu a rezolvat prin cruce. Mă auzi ce spun? Păi dacă s-a rezolvat problema cu mobilă sau cu Tesla sau cu un laptop făcut cadou, nu mai cobora Dumnezeu din cer. Problema mea spirituală, frigul meu spiritual, poate fi rezolvat numai cu prezența Lui. Și acolo unde coboară El, e foc. Nu v-ați pus întrebarea de ce rusalile, de ce cinzecimea, nu care au fost semnul? Care au fost semnul? Limbi? Dar de ce nu au fost turturi de gheață? Că mere în unele biserici, mere în unele familii, e gheață tot. E gheață. De față cu păstorul, îl auzi și pe el. Dragă, și iaroșește. Că n-au auzit cuvântul ăsta de 10 ani. Am fost într-o familie și nu vă spun unde. Și ea nu a vrut să vină. El m-a chemat și a zis, de Cristi, hai să vin, să ne împăcăm odată, eu cu soția. Și îmi spune Duhul Sfânt, întreabă-l când s-au rugat ultima dată. Când au stat de vorbă cu cel care e foc mistuitor, care poate topi orice frig. Și a zis el, Cristi, știi când m-am rugat ultima dată? În fața altarului cu soția, acum 7 ani. Acum 7 ani. Ultima dată când am făcut foc în casă, a fost acum 7 ani. E pentru aia moarte curată acolo, nu? Pentru aia moarte curată. Închei primul punct, apropiindu-mă de încheierea primului punct, spunându-vă că Nicolae Moldoveanu a fost condamnat la 12 ani de închisoare, confiscare averii și 10 ani de degradare civică. Și ascultați cuvintele lui. Am stat în celulă cu Richard Vurban de 2 ori la Gherla, pentru că acolo era obiceiul tot să ne învârtească pe deținuți ca să nu ne împrietenim. Ați văzut ce face diavolul? Nu cumva să alege o prietenie cu un om al lui Dumnezeu, zice. Tu stai lângă anturajul ăla periculos, lângă anturajul ăla rău. Știau și comuniștii ceva, nu? Să nu ne simțim bine în celulă. Ei inventau fel de fel de lucruri ca să ne îngreuneze viața și în celulă. De exemplu, ne puneau pe burtă, în celulă pe ciment. Era iarnă, iar în celulă nu era cald deloc. Vara era prea cald, iarna era prea frig. Așa era în închisoare. Ei ne ordonau pe burtă toți și ne puneam pe burtă și ne țineau ore întregi ca să ne simțim rău. De 2 ore am stat lângă vorba și atunci n-aveam voie să vorbim unii cu alții, că gardienii se plimbau printre noi și ne călcau cu cizmele dacă făceam mișcări și stăteam cu capul acolo jos pe ciment fără să mișcăm la dreapta sau la stânga și am zis, Doamne, și așa că stau pe burtă și mi-e frig. Era iarnă, în decembrie, eram cu pantalon scurs de doc și cu bluză de doc ruptă și pe ciment eram tare înghețat. Doamne, te rog, dă-mi o cântare. Aleluia. Și mi-a venit ideea și așa ne-au ținut până a fost gata cântarea.
se numește și e tipărită. Auziți, cântarea primită pe burtă. Nu numai să vorbesc de tine, Iisuse, și de al tău cuvânt, ci viața ta să fie în mine, cum ai trăit tu pe acest pământ. Așa era. Nu numai să vorbesc de credință, ci să fiu credincios. Nu doar să vorbesc de dragoste, ci să iubesc. O, cât vorbim azi despre dragoste, cât vorbim despre rugăciune și ce puțin ne rugăm. Cât vorbim despre Iisus și ce puțin trăim cu Iisus. După ce am terminat cântarea, ne-au ordonat să ne ridicăm. Au închis ușa după noi și i-am spus lui Vurbrand, hai să spun cântarea pe care am primit-o acum din partea Domnului stând pe burtă. Și Vurbrand ascultă și zice, măi Nicule, să ne mai țină ăștia pe burtă ca să mai compui asemenea cântări. Așa a fost cu asta, apoi cu altele. Ne băgau sub pat. Eu aveam mâna asta ruptă, nu puteam să intru sub pat. Și Vurbrand era prea înalt, nu putea să intre nici el sub pat. Se suiau cu picioarele cu cizme pe noi. Ăsta era regimul din închisoare. Dar nu vorbesc de rău ce am suferit, pentru că suferința pentru numele Domnului este un har și eu nu vorbesc harul de rău. Ce oameni? Cum o să stăm noi lângă oamenii ăștia, iubiții mei? Păi pe noi ne înjură cineva și deja l-am blocat, l-am dus la comitet, l-am băgat în tribunal. S-a uitat la noi, nu ne-a salutat în piață. Gata, are ceva cu mine, mă. Vreți să vă spun ceva? Ăia care vă critică și nu vă suportă, nu sunt la nivelul vostru, că dacă ar fi, n-ar face asta. Dar noi nu putem să-i facem pe toți să ne iubească, iubiții mei. Dar trebuie să iubim pe toți. Doamne, ajută-ne la asta. M-am întrebat ani de zile de ce ăia trei tineri care au intrat în cuptorul Nebucadnețar nu au fost arși de foc. Și într-o zi am înțeles, focul nu poate arde decât ceva ce mai slab ca el. Știți ce arde focul? Paiele, fânul, trestia, lemnul. Focul nu arde aurul. Îl modelează numai. Cât foc ai în tine pentru Dumnezeu astăzi? Doamne, ai milă de noi în această zi. Moartea de îngheț, și cu asta închei primul punct, e cea mai ușoară moarte, să știți. Moartea de îngheț e cea mai ușoară moarte. Și știi cum poți să mor de îngheț? Lipsa de mișcare? Te-ai oprit din a sluji. Ați observat, la versetul care l-am citit mai înainte, că după ce s-a atins de soacra lui Petru, de mâna ei, spune că s-a ridicat și a făcut. O mâncat seminte după aceea. Așa e? O stau să se uite, să vedem pe cine mai cheamă Ruben acum. Facem clasamentul. Știi cine face clasamentul? Suporterii. Jucătorii n-au timp de clasament, că ei transpiră. Ei sunt la alergare. Înțelegi ce să spun? Iubiții mei, o spus, spune acolo că după ce s-a atins de ea, ea s-a apucat să le slujească. Pentru că lipsa de mișcare te face să îngheți. De multe ori îl trimitem pe Dumnezeu la spital, la orfelinate, la săraci, la văduve și noi stăm și ne uităm la cum joacă doamna Halep, tenis. Asta s-a vorbit despre ăla care nu a intrat în Australia acum în ultimele două săptămâni. Dacă se vorbea despre Iisus, era o trezire în România foarte mare. Asta ne interesează pe noi, că noi intrăm nu știu care în Australia. Iubiții mei, e important să intrăm în cer. Că dacă ne refuză și să nu intrăm în America, n-am pierdut nimic, să știți. Dacă ne refuză cerul să nu intrăm acolo, am pierdut tot. Oare nu cumva ai grijă să nu mor de îngheț cumva? Atitudinea. Știți că se poate muri și sus pe Everest, știți? Lipsa de oxigen. Sau te-ai urcat prea sus, nu știu. Te-ai urcat prea sus cumva? Un frate într-o zi a sunat-o pe mătușă de-a lui și a zis, mătușă, roagă-te pentru mine, că vor ăștia de mister că să mă dea jos. Și a zis, mătușă, dar unde te-ai cocoța, mă? Dar e mare adevăr ăsta. Mare adevăr. Că dacă stăm pe genunchi, nu ne poate da nimeni jos, oameni buni. N-ai cum să fii trântit jos, că ești deja jos. Auzi ce spun? Cine stă în genunchi dimineața în părtășie cu Dumnezeu, poate sta în picioare în fața oricărui om în timpul zilei. Ai grijă nu cumva să mor de îngheț, că tu trebuie să te verezi spiritual, tu trebuie să urci pe asul, ai grijă să rămâi smeritor unde ești, să rămâi lângă Domnul. Este o cântare care tot mai rar se cântă în bisericile noastre. Sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rouă în soare și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Se aude mult, Cristi Boaru, vine nu știu care, fratele nu știu care, iubiții mei, suntem oameni, suntem un bulgăr de pământ. Dacă am făcut 12 ore dus întors, n-am făcut pentru numele nostru, că nu ne trebuie like-uri și vizualizări, am făcut pentru cer, am făcut să se vadă el. Și pentru ca să se vadă el, trebuie să mă micșorez eu, că dacă mă înalți prea sus, o să mor de îngheț. Că pe Everest sus nu mai este aer și nu mai este nici căldură. Mai bine rămân acolo jos, în vale cu Domnul. Poate pentru aia merem în valea umbrei morții mai mult decât pe munte, știți? Poate pentru aia. Poate pentru aia unii ne înjură și ne blastă, mă, și nu ne suportă.
Că dacă ne-ar aplauda, toți am cădea. Dar așa, prin faptul că ei nu ne suportă, noi stăm pe genunchi și sunăm la telefonul cerului. Criticile altora te țin în smerenie. Mulțumesc Domnului pentru ele. Doi. Știți ce mai am văzut? Că există ceva interesant iarna. Gheața. Alunecare. Și am văzut în Biblie că alunecăm atunci când nu rămânem în cuvânt. Galateni 1:6 spunea Sfântul Apostol Pavel galatenilor, mă mir, zice. De ce te miri, Pavele? De ce casă ne-am făcut, așa-i? De ce covor roșu avem la intrare? Nu! Mă mir, a spus Pavel, că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Alunecăm atunci când nu ne întărim chemarea, spunea Petru în 2 Petru 1:10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Să mă uit la ce m-a chemat Dumnezeu în viața asta. Că spunea doctorul Luca al Crimeei, un sfânt al lui Dumnezeu, dacă ești sănătos, nu este pentru că ești norocos. Dacă ești sănătos, înseamnă că Dumnezeu te-a făcut ochi pentru orbi, picior pentru ăla care nu are picioare, nu? Iubiții mei, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu sănătate. Am slujit în Râmnicu Vâlcea duminica trecută la o biserică mai micuță. Și la final mă așteaptă o soră undeva la 60 de ani pe cărucior cu amândouă picioarele tăiate și cu niște bani în mână. Și spune, frate Cristi, știu că vă ocupați cu miros de cer de mai mulți săraci. Te rog să iei banii ăștia și să duci la săraci. Am zis, soră, nu pot să iau banii ăștia. Că noi ajutăm oameni ca dumneata. Și-o zis, frate Cristi, și oamenii care sunt pe cărucior trebuie să-și dea desfială. Te rog să nu mă refuz, să nu mă superi, ia banii ăștia și du-te și du-i unde ai nevoie. Și am zis, soră, dar cum ați ajuns așa? Și o zis trenul, zice, m-a călcat și m-a făcut praf amândouă picioare. Înainte de căsătorie. Și o zis, îl vezi pe ăsta de lângă mine, era soțul ei, conducător de biserică. M-a luat așa, pe cărucior. M-am uitat la ei și îmi doream să ajung în mașină să plâng cât mai repede. Și o zis, să-ți mai dau o veste bună. Prin harul Domnului avem 7 copii. Iubiții mei, și de ce mi-e frică de ziua judecății? Așa cum suntem noi slujitori, tremurăm când ne gândim la ziua judecății. Ce scuze o să aibă aia care au crescut câini și pisici când Dumnezeu va spune sora aia din cărucior, din Râmnicu Vâlcea, cu amândouă picioare tăiate, câți copii? 7, sus. Ce scuze o să am tu și eu? M-am dus la metro să fac cumpărături săptămâna asta și când am băgat mâna în geacă, am dat de ea 150 de lei și am început să plâng în față la metro. Am stat și m-am gândit, oare în ochii lui Dumnezeu câți valorează 150 de lei a unei mame cu 7 prunci și cu picioarele tăiate? Cred că cel puțin 100 de mii de euro, cred eu. Dar m-am uitat la oamenii ăștia, știți ce eu ținut pe cale, știți ce eu făcut să nu-și piardă mințile? Toți 7 copii sunt în biserică, toți erau acolo la slujire, unul era la amvon, altul la chitară, altul la orgă. Mamă în cărucior. Știți ce eu ținut? Implicarea, slujirea. Iubiții mei, ascultați-mă, nu-i suficient să vin la biserică la Paște și la Crăciun. Caută Dumnezeu în România oameni care să vină la biserică între Crăciun și Paște și Paște și Crăciun. Ăștia care fac sport de performanță, ne-au spus Pavel, nu fac o dată pe an antrenament, fac antrenament în fiecare zi. Ca să ajungi halterofil pe scenele lumii, trebuie cel puțin 10 ani să faci antrenament în privat. 10 ani. Dacă vrei să ajungi în cer, trebuie de aici să te pregătești pentru cer. Trebuie de aici, au zis Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Asta e calea pe care n-alunecăm, să știți. E calea îngustă. Citeam ceva zilele trecute de Brian Tracy. Îmi place extraordinar omul ăsta ce principii de viață are. Și spunea el așa, ai două variante în viața asta, și profesional, și familial, și la școală, și social, și din punct de vedere ceresc. Ai două variante, să alegi care e grea sau ușoară. Să alegi distracția, cluburile de noapte și o să vezi unde ajungi în viață. Sau să alegi munca, sacrificiu, transpirația, genunchii plecați, modestia și o să vezi unde ajungi în viață. Știți unde vreau să ajung? Mai sus de guvern, în cer. Doamne ajută-ne la asta. Slăviți să fie Domnul. Iubiții mei, n-ați vrea să alunecăm astăzi. Spune Biblia în Psalmul 73:18. Da, tu-i pe cine? Pe ea răi.
tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Auzi, dacă trăiesc în păcat în mod conștient și continuu, Biblia îmi spune că s-ar putea să alunec într-o zi. Locuri alunecoase. Dar cu sfinții, cu aia care trăiesc frumos, cu aia care respectă soția, cu aia care își fac timp pentru copii și învață câte un psalm în fiecare zi, cu aia care merg la adunare, cu aia care se jertfesc pentru alții, ce faci, Doamne? Citim din Psalmul 18:36. Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu mi-alunecă glesnele. Ce frumos, nu? Iubiții mei, dacă până aici am rămas lângă Domnul, a fost o mână care ne-a protejat. A fost cineva care ne-a păzit. Citesc Psalmul 66:9. El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. Știți ce vânătăi urmează după niște căzături din alea pe gheață? Nu trebuie să vă spun că ați pățit poate unul dintre voi. E important în drumul ăsta al vieții, cu mâna stângă să ții volanul de la mașină, telefonul sau ce mai ai tu nevoie, dar cu mâna dreaptă să-l ții de mână pe Dumnezeu. Altfel nu o să răzbești. Pentru că drumurile pe care le întâlnim în fiecare zi, ajungem la intersecția alunecoasă, ajungem la fel și fel de ispite. Nu odată mi s-a întâmplat să-l iau de mână pe băiatul meu Ianis sau pe Lucas și să fie cât paci să alunece, dar l-am putut ține. Pentru că era în mâna mea. Iubiții mei, câtă vreme o să-l țin pe Dumnezeu de mână, nu o să alunec. Dar ca să-l țin pe Dumnezeu de mână, trebuie să fiu aproape de El și trebuie să am încredere în El. Soția mea nu o să-mi dea mână dacă nu are încredere în mine, dacă am înșelat-o, dacă vorbesc cu altcineva pe Facebook. Ca să dau mâna cuiva, trebuie să am încredere în persoana aceea. Și ca să dau mâna cuiva, trebuie să fie aproape de mine. Spune Apostolul, apropiați-vă de El și El se va apropia de voi. Doamne, ajută-ne la asta. Psalmul 73:23. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Ați auzit? Nu duminica, nu la evanghelizări numai. Am văzut tinerii cum se pochez de tare când au bacalaureatul. Ce rugăciuni fierbinți fac. Nu la examen, iubiții mei. Nu la ATI. Că sunt mulți la ATI acum și mă doare inima pentru ei care strigă și cerul de plumb, cum a spus Bacovia. Și de ce de plumb? Că atunci când erau sănătoși, nu l-o chema pe Dumnezeu. E ca și cum soția mea vine la mine în ziua de salar. Îmi dai și mie ceva. Și pe mă salută, nu mă bagă în seamă. Așa fac unii cu Dumnezeu. Când ajung în necază, în probleme, Doamne, unde ești? Dumnezeu spune, și unde sunt? Acolo unde m-ai lăsat când erai sănătos. Acolo sunt. O zis salmistul, Doamne, am învățat o lecție. După câteva căzături puternice, am învățat un principiu. Tu ești totdeauna cu mine. Vreau totdeauna să fiu și eu cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău. Apoi mă vei primi în slavă. Iubiții mei, dacă vreți astăzi să fie curată calea pe care mergeți, n-am spus ușoară, faceți diferență. N-am spus ușoară. Prefer un drum greu și o veșnicie cu Iisus decât un drum ușor și în iad. Prefer un drum greu. Că dacă vrei să fii olimpic la matematică în România, trebuie să faci probleme cel puțin 100 pe zi, când alții bat mingea pe Maidan. Efortul, disciplina, efortul susținut prin disciplină te duce undeva în viața asta. Și din punct de vedere spiritual te duce în cer. Dacă vrei să ai un drum curat, Psalmul 119:9. Cum își va ținea tânărul? Fără gheață. Cărare. Aruncând nisip cei de la... Nu? Nu. Îndreptându-se după cuvântul tău. Închei punctul 2 spunându-vă că într-o iarnă grea, mai grea ca așa asta de acum, un băiat de sub poduri, un băiat al nimănui, pe un viscol complet într-o seară rece, a mers într-o intersecție unde era un polițist care dirigea circulația și el zgribulea de fric și a zis, domnul polițist, recomandați-mi, vă rog, un loc unde să dormă noaptea asta. Nopțile trecute le-am dormit sub poduri, am reușit să fac față frigului, dar la ce frig e noaptea asta, eu nu o să mă trezesc la dimineață, eu o să mor înghețat. Și polițistul i-a spus așa, i-a arătat o stradă pe care să meargă și i-a arătat o casă albă. Și o să vezi acolo casa aia, pe strada aia, zice. Mergi, bați la ușă și când se deschide, îi spui doar atât. Ioan 3:16. Băiatul nostru ce înseamnă Ioan 3:16. Nu a fost la biserică în viața lui. Nu a auzit versetul ăsta, a crezut că e o parolă numai. O mers, bă, dacă așa a zis domnul polițist, o bătut la ușă, a venit o femeie și l-a spus doar atât. Ioan 3:16. Și femeia l-a dus înăuntru și l-a pus în fața unui femineu să se încălzească. Și în timp ce femeia a plecat dincolo să pregătească niște mâncare, băiatul ăsta avea o singură întrebare. Ioan 3:16, ce înseamnă?
Și tot el răspundea, nu înțeleg, dar știu că poate încălzi un băiat înghețat. O veni femeia cu o tavă de mâncare, cu lucruri frumoase, i-a dat să mănânce și ea s-o retras ca să nu le incomodeze pe el, să nu se simte el prost, să poate mânca liniștit. Și în timp ce mânca, băiatul s-a întrebat, ce înseamnă Ioan 3 cu 16? Și a zis, nu înțeleg ce înseamnă Ioan 3 cu 16, dar știu că poate sătura un băiat înfometat. Apoi femeia l-a dus în baie, a dat drumul la apă caldă, l-a lăsat să se spele, s-a spălat, s-a îmbrăcat, i-a dus haine noi, nouțe. N-a făcut de mult baie. Spunea el mai târziu, ultima dată când mă spălasem, era la un hidrant din ăștia care fost pompieri, la un colț de stradă. Și acolo în baia aia caldă, o zis, dar ce poate să însemne Ioan 3 cu 16? Și o zis, nu știu, dar ce știu e că poate curăța un băiat mordar. Apoi l-a dus în dormitor, într-un pat cald, e ora noapte bună, o închis ușa după el și în timp ce el stătea în întuneric și privea pe fereastră cum ningea noaptea aceea și făcea comparație între noaptea asta și cea dinainte, în sinea lui și-a spus, Ioan 3 cu 16? Nu înțeleg ce înseamnă, dar cu siguranță odihnește un băiat frânt de oboseală. Dimineața coborât jos în salon, acolo am întâlnit-o pe doamna aceea, am întâlnit masa pusă, am mâncat și înainte să plece femeia l-a luat lângă ea. L-a dus lângă șemenea, a deschis Biblia și a zis, de ce înseamnă Ioan 3 cu 16? Și a zis, nu știu. Nu știu ce înseamnă Ioan 3 cu 16, dar nu mai sunt ăla care am fost ieri. Îs curat, îs mâncat și femeia a spus așa, fiindcă atât de mult, a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În momentul acela, băiatul ăsta a îngenunchiat acolo jos și a zis, vreau să mă duc cu Dumnezeu ăsta. Vreau să-mi fie cald toată viața. Vreau să am mâncare în fiecare zi. Vreau să am pe cineva aproape, că oamenii vin și pleacă. Polițiștii poate arată direcția, dar cel care vine cu tine e Dumnezeu. Nu știu cum o să pleci în seara asta de aici, dar că simți că e gheață în inima ta, că ești murdar, că tremuri de frică, ți-e foame din punct de vedere spiritual. Asta e soluția. Iisus. Iisus. Și spunea o cântare și poate că a fost scrisă iarna. Iisus, Iisus, Tu ești al nostru soare. Ești barca de salvare. Ești mirele iubit și minunat. Când e frig, n-ai nevoie de bani. Când ești mordar, n-ai nevoie de o mobilă nouă. Când ți-e foame, poți să-ți dea 1000 de poșete, nu te ajută cu nimic. Când treci prin stările astea, ai nevoie de cineva, de Iisus. Și în ultimul rând, am mai observat ceva interesant iarna. Atunci când mergi prin țară, atunci când străbați satele și mergi pe șosea și te uiți așa la case, observi ceva interesant. Aproape din fiecare casă iese fum. Pentru că oamenii, din cauza frigului și-au făcut foc în casă. Ascultați-mă. Niciodată la Dumnezeu nu i-a plăcut fumul. Nu i-a plăcut fumul. La Dumnezeu i-a plăcut focul. Și-i place focul. Atunci când Dumnezeu compară fumul cu ceva, folosește Osea 13 cu 3. Și spune, de aceea vor fi ca norul de dimineață, ca roua care trece repede, ca pleava surfată de vânt din arie, ca fumul care iese din horn. Osea 6 cu 4. Ce să-ți fac Efraime? Ce să-ți fac Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață, ca roua care trece curând. Iubiții mei, Dumnezeu a luat fumul, a luat norul și a zis, uitați-vă, cam așa sunteți unii dintre voi. Bă, ce fain a fost în seara asta, ce frumos va fi și mâine seara, orchestra extraordinar. Mă zice, să mă mai chemați că mai vin la voi, dar te pocăiești, nu. Îmi place, zice. E foarte fain. L-am văzut pe băiatul ăsta pe internet, îmi place de el. Te pocăiești? Nu. Iubiții mei, vreau să vă fac astăzi conștienți pe fiecare dintre dumneavoastră, dacă voi reuși, că sunt foarte mulți oameni care ascultă cuvântul, dar nu împlinesc cuvântul. Și în Iacov 1 cu 22, Biblia spune ceva interesant. Iacov 1 cu 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă,
Vreau să vă pun o întrebare. Ați fost înșelați vreodată în viața de cineva? Nu mă pun să mă mărturisesc la amvon că-ți mor înșelat până acum. Ascultați-mă, nu există mai mare tragedie decât să te înșeli singur. Că te înșală unul la schimbul valutar, că unul pe Olex a vândut o mașină cu kilometri dat în spate, asta e una. Când te înșeli singur, cel mai grav. Bun, dar cum pot să mă înșel? Dă-i te rog mai departe. Fiți împlinitorii ai cuvântului. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Iubiții mei, vreau să vă pun niște întrebări acum, această seară. Cu ce mă ajută dacă aud semnalul sonor de la barieră, dar nu mă opresc? Cu ce mă ajută sfatul medicului dacă nu-l ascult? Cu ce mă ajută alarma? M-am uitat la telefon, la iPhone, cel puțin, nu știu cum ai la alte telefoane. Am văzut că butonul ăla de snooze, să mai amâne încă 10 minute, e mai mare ca și ăla de stop. Cu ce mă ajută alarma? Că sună în fiecare dimineață dacă nu mă scol. Cu ce mă ajută telefonul că sună dacă eu nu răspund? Pune-te, rog, Ezechiel 33:30. Poate unele din cele mai grele versete din Vechiul Testament. Frate Chixe, de asta predici la evanghelizare? Eu vreau să vă pun altă întrebare. Când mergeți la doctor, vreți să vă spun adevărul sau să vă... Păi dacă ai cancer, spune Domnul, algocalmin și bătrezile în sicriu, nu? Nu, hai să vedem adevărul. Fiul omului, spune aici Biblia, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul la altuia. Veniți, deci, și ascultați care este cuvântul ieșit de la... Bă, zice, hai să auzi o predică bună, mă. Mă, o prorocie, un cuvânt puternic, o orchestră frumoasă, dă-i te rog mai departe. Și vin cu grămadă la tine. Stau înaintea mea ca popor al meu. Ascultă cuvintele tare, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Dă-i te rog mai departe. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăresc plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele. Dar nu le împlinesc deloc. Iubiții mei, spune-ne Ioan 13:17, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Niciunde în Biblie, Biblia nu a fericit pe cei care cunosc. Bă, ce știe asta Scriptura? Ce tare este în greacă și în ebraică, nu. Întotdeauna Dumnezeu a fericit pe cei care împlinesc. Am înțeles de la viață că pot să mor lângă farmacie cu resteta în mână. Am înțeles de la viață că pot să mor în fața unui frigider plin dacă nu-l deschid și nu mănânc de acolo. Și am înțeles de la viață că pot să mă duc în iad direct din biserică. N-ai vrea în seara să spui, Doamne, e gheață în inima mea, e frig, nu mă mai înțeleg cu soțul, cu soția, pruncii. Mă deranjează cât e o predică când aud. Uneori îmi place, că și la Erod, zice că îi plăcea, îi dădea like-uri la Ioan când asculta. Îi dădea like-uri. Bă, ce le-ai spus-o în seara asta? Până într-o zi când o zici Ioan, Erod, am o predică pentru mine? Dar nu te este îngădui să trăiești cu nevasta fratelui tău. Și ăla care îți dă like-uri astăzi, mâine stai capul. Ăștia-s oamenii. I-am spus Domnului, Doamne, să mă treci prin ce vrei în viața asta, nu mă interesează. Boală, accident, ce vrei tu. Dar dacă ca să nu pierd lacrimile din față când îmi slujesc, să nu pierd lacrimile când întind mâna să iau bucățica de pâine. Că dacă nu te mai mișcă cina, nu te mișcă nimic. Doamne, să mă treci prin ce vrei Tu, dar să n-ajung să cânt cântări, ci să fiu cu gândul la steaua cu Dinamo când joacă. Aș vrea să ardă în inima mea un foc. Aș vrea să ard mai mult pentru Tine. Vă las o poezie, cântăm apoi o cântare și încheiem. Poezie frumoasă, poezie... Exact despre cartea și fragmentul pe care probabil că l-a aruncat în foc împăratul. Despre cartea lui Ieremia. O poezie deosebită,
care spune așa. Mi-aduc aminte, o... Mi-aduc aminte. Aștept cuvinte scrise în cartea Ieremia. Poate că aștept au fost băgate pe foc în ziua aceea. De tinerețea ta când mă urmai, cu lacrimi și fior, fără cuvinte, și viața gata însăși să-mi-o dai. M-ai fi urmat departe sau aproape, într-un mănos sau fără apă loc. M-ai fi urmat de-aș fi cerut pe ape. M-ai fi urmat de-aș fi cerut și în foc. Într-un pământ uscat și fără apă, ți eram izvor și hrană și umbrar. Eram eu însumi cel ce te adapă. Și îndeajuns ți era cirescul har. Și nu doreai nici hrană și nici haină, nici casă, nici averi. Nimic prea mult. Pe atunci, a propășirii tale haină era să fii cu mine, neîntrerupt. Suprema bucurie, rugăciunea, cântarea în umbra sfintei părtășii, zadarnic te chema afară lumea, erai zdrobit de mila ei, mai știi? În cămăruța închisă pentru lume, în care stam de vorbă fără grai, te dezmierdam cu negrăite nume, iar tu fără cuvânt mă adorai. Dorința mea ți era suprema lege, ce fericire în împlinirea sa. Erai copilul meu, eu domn și rege, desăvârșit a fost umblarea ta. Aveai atâta încredere în mine, spune Dumnezeu aici, țâșnită din iubirea ta din întâi. Putea să nu-mi aduc aminte, când azi cu mine așa puțin rămâi. Așa am vorbit Iisus prin Ieremia, ținând în mână ramul de migdal, și când și-a șters o lacrimă, mânia s-a ridicat în mine ca un val. Cum am putut să ajung atât de rece? Cum am putut să nu-L mai ador? O, Doamne, pe alături nu mai trece. Mi-a fost de Tine atât, atât de dor. E poezia noastră asta. E poezia aceea când dădeam ultimul ban din casă la colect. E poezia aceea când nu ne trebuia aer condiționat vara, nu ne trebuiau scaune tapizate, făceam orice să merem la rugăciune. Și-a spus poetul aici, Doamne, cum am ajuns așa? Cum o prins iarna, Doamne? Cum o prins frigul? Și-a încheiat și-a zis ea, am o singură dorință. Să nu merg mai departe de mine, să rămâi lângă mine, Doamne. Așa cum a zis Bartimeu. Așa cum a făcut Zacheu. Vreau să cântăm acum la final cântarea care spune, mi-e așa de dor, Iisuse, după Tine. Iubiții mei, decât să stau în biserică și să înghez de frig, mai bine mă duc în discotecă, să știți. Că oricum, dacă înghez de frig în biserică, n-ajung în rai. Sau ce m-am băgit singur. Dacă tot am venit la pocăință, la 14 ani m-a dat Domnul Duhul Sfânt, la 17 ani am încheiat un botez în apă. De atunci am umblut cu El în fiecare zi. Și mi-a făcut, spun și eu, ca și Policarp, mi-a făcut numai bine. Și-a zis apostolul Pavel, nu vezi tu, omule, că bunătatea mea, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Nu simți că ai pierdut ceva în viața asta? Ce s-a dat diavolul în schimb? Că ai lăsat rugăciunea? Ce s-a dat antena 3? Că ai lăsat cântarea? Cât a fost costul banilor? Ce s-a dat diavolul ca să fie frig în casa ta? N-ai vrea asta să spui, Doamne, vreau să vin la Tine. Vom cânta cântarea asta și îmi fac datoria de evanghelist. Dacă este cineva care simte că are frig în inimă, care nu a făcut încă legământ cu Domnul, vreau să ne rugăm pentru el. Vino aici în timpul acestei cântări, ne vom ruga pentru tine. Să poți să începi o viață cu Dumnezeu. Mă uit la oamenii din jur, ard pentru multe lucruri. N-ai vrea să arzi pentru cer de astăzi? Să nu mai treacă o zi fără să citești Biblia.
Să nu mai treacă o zi fără să strângi familia la cântare. Și să coboară, Domnul. Eram la Revelion, seara de Revelion. Dădeau toți vecinii cu petăzi, cu artificii. Era ora 12 și noi stăteam pe genunchi. Și am simțit că a coborât Iisus. Și am cântat și ne-am bucurat și ne ștergeam lacrimile. Că n-ai cum să sfârșești cu El dacă nu începi cu El. Ne ridicăm în picioare. Toată biserica, pune-te o cântare aceasta. Cântăm și dacă este cineva care vrea să ne rugăm pentru El, să înceapă o viață nouă. Față. Și Dumnezeu să lucreze. Mi-a așa de dor, Iisuse, după Tine. Mi-a așa de dor să simt prezența Ta. Mi-a așa de dor ca Tu rugăciune. Nu ți-e dor de Iisus? Să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. Iisuse, lacrima. Nu ești la voia întâmplării aici. Mi-așa de tot. Tu ai nevoie de Iisus. Iisuse, după Tine. Tu ai nevoie de focul Domnului. Atât de dor. Mi-e dor, Doamne, de Tine. Să simt prezența Ta. Îți mulțumesc că ești prezent, Doamne. Să simt că îți mulțumesc că ești aici. În toate lângă mine. Îți mulțumesc, Doamne. Să simt mereu. Să simt, Doamne. Mereu prezența Ta. Să simt, Doamne, că mi-ai schimbat viața. Mi-așa de dor.